la 20.000 de persoane. Vă dau explicația următoare. Și mă jur pe familia mea. Dragoș, te pup, Dragoș! Dragoș Ciocan! Te iubește fratele tău, Dani Mocanu, Dragoș Ciocan. Ia auzi. Fii atent aici ce zic. Mă jur pe familia mea și pe cea mai scump că acea filmare în care am apărut urinând pe acea domnișoară foarte frumoasă și foarte sexy, în sfârșit, ascultați-mă, vreau să fiu sincer cu voi, nu vreau să vă mint. Filmarea respectivă este cu telefonul meu. Da? Filmarea respectivă a fost realizată cu telefonul meu. După cum observați acolo, în filmarea respectivă de pe Telegram, a fost... filmată cu telefonul meu. După vreo 2-3 săptămâni, eu, de bunăvoie și nesilit de nimeni, am hotărât, da, Kian 16, te pup, Kian 16, mi-ai dat 5 avioane de astea să trăiască familia ta. Raul, te pup, Raul. Să trăiască familia, Raul. Raul Chiroaica. Raul Chiroaica, te pup, Raul Chiroaica. Deci, după vreo 2 săptămâni am ajuns în poziția de a trimite acest video la partenera mea de atunci, de la momentul respectiv. Da? Suntem 21.000 de persoane. Sunt în stare de ebrietate, însă îmi asum tot ceea ce spun la acest moment. După vreo 2-3 săptămâni, aproximativ 2-3 săptămâni de la realizarea acestui videoclip, da, din baie, unde eram cu gagica asta și urinam pe ea, am hotărât, la rugămintea iubitei mele de pe acea vreme, respectiv gagica din acel video, am hotărât să-i trimit și ei o anumită parte din acel video în care eu urinam pe ea. Da? Ok. 22.000 de persoane. Băi, așa. Ideea este în felul următor. În momentul când eu am trimis acest video, această părticică în care eu urinam asupra acestei domnișoare, la acel moment fiind my love, iubita mea, mi s-a propus să publicăm acest material în mediul online. Ideea este în felul următor. Eu, Dani Mocanu, că sunt beat, sau etc, 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 că am băut o sticlă, 2, 3, 9 de whisky, indiferent de starea în care mă aflu, eu sunt un om cerebral, capul pe umeri. Și vă spun așa. Uh,
Viața bate filmul. Și de cele mai multe ori în viața mea de zi cu zi, viața a bătut filmul. Raul, te pup, Raul! Raul Chiroaică! Te pup, Raul Chiroaică! Bun. Te pup, Raul Chiroaică. Raul Chiroaică, te pup. Vreau să vă spun că indiferent de starea în care mă aflu, eu îmi asum ceea ce spun. Și vreau să vă spun că acea filmare nu am publicat-o eu pe Telegram, pe TikTok, pe Facebook, pe nici una din aceste rețele de socializare. Da? Nu eu am fost persoana, Adrian 95, te pup, Adrian 95. Regina, te pup. Regina, te pup, Adrian 95, te pup. Vă pup pe toți care sunteți aici alături de noi. Vreau să subliniez faptul că nu eu am fost acea persoană care am distribuit acel material pe Telegram. Și vă dau și explicația. Da? Eu dau nimic anul, chiar dacă sunt o mare stranță și un escroc de meserie, pe lângă lăutăria asta care o facem noi. Vreau să vă spun că pe lângă tot ceea ce înseamnă imagine Dani Mocanu, succes Dani Mocanu, faimă Dani Mocanu, bani Dani Mocanu, etc. Dani Mocanu, vreau să vă fac să înțelegeți că există familia Dani Mocanu. Și atunci când există familia Dani Mocanu, există fetițele mele, am trei fetițe. Da? Am trei fetițe care sunt viața și inima mea. Am mamă, am tată, am frați, soră, copii, nepoți, etc. Întrebarea mea față de voi este următoarea. Oare cum puteam eu să public un asemenea material? Oare cum puteam eu să public un asemenea material în acea ipostază rușinoasă pentru mediul online? Dar normală pentru viața de zi cu zi. Dragii mei, prietenii mei, nu eu am fost persoana care a distribuit în mediul online și din păcate domnișoara care făcea parte din ceea ce s-a întâmplat acolo a distribuit mai departe dialogul.